Un student moldovean a fost premiat la Festivalul de Film din Georgia. Sergiu Ciorescu a luat premiul mare Ochiul de Aur pentru cea mai bună lucrare studențească. Pelicula Zi de Târg a fost realizată în Drochia, locul de baștină al regizorului, iar actorii au fost chiar părinții acestuia. Cel de-al patrulea festival internațional de film Ochiul de Aur a avut loc la 16 octombrie la Tbilisi, la care au participat reprezentanți ai 39 de țări.